într-o discuție. Și informația proaspătă este că și Cătălin Drulă, ministrul propus la transporturi, a primit aviz pozitiv. Vă așteptăm declarațiile lui în foarte scurt timp. Vedeți în aceste momente cartoane pe care rulează de fapt informații principale, câteva pe scurt, despre miniștrii care sunt audiați, care au fost audiați în comisiile de mai devreme, comisiile care mai sunt acum în desfășurare la Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului și Ministerul Cercetării. Acestea sunt cele care sunt în desfășurare și ultimele, de altfel. A fost însă și scandal în comisiile juridice reunite la audierea ministrului propus de coaliția de dreapta pentru portofoliul justiției, un domeniu care a generat ample dezbateri în legislatura trecută și care promite să fie prilej de dezbatere aprinse și în actuală. Mai ales că Stelian Ion, susținut de PNL, USR și UDMR, pentru a reforma sistemul judiciar, vrea mai multă independență. Însă acum îl ascultăm pe ministrul propus pentru transporturi, Cătălin Drulă. Ani și găsește compania de stat CFR Călători într-o situație destul de dificilă. Da, știți foarte bine că am avut pe program operațional infrastructură mare și încă avem acei bani care sunt necheltuiți, acele sute de milioane de euro din care urmau să fie cumpărate trenuri, rame electrice regionale și interregionale, câteva zeci din fiecare, și din păcate acele licitații nici măcar nu sunt finalizate încă. După finalizare, urmând, știți foarte bine, semnarea de contract și un termen de livrare, că acele trenuri trebuie și construite de producător, nu se cumpără din raft. Așa că da, sunt nemulțumit că ne-a prins 2021 și acest proiect care suna foarte bine în 2014, respectiv trenuri cumpărate din fonduri europene și puse la dispoziție prin contract operatorilor, ca răspuns la întrebarea când o să avem și noi trenuri rapide, moderne și curate, că suntem în stadiul ăsta. Eu o să fac ce ține de mine ca să ieșim din situația asta, fie dacă aceste licitații se pot încheia rapid, fie trebuie să văd să facem o evaluare, dar pur și simplu observând situația de fapt, n-am cum să fiu mulțumit. Inclusiv a managerului, a șefului de la ARF? Asta este o evaluare pe care o voi face după ce voi prelua mandatul, dacă vom primi încrederea Parlamentului. Cum ar face operaționalizarea CNIR? Există deja ordonanța de urgență prin care a fost înființată această companie. Există compania, este înregistrată la Registrul Comerțului, doar că nu are angajați. Deci, până la urmă, este o chestiune care ține chiar de voința politică a ministrului. Va implica și niște costuri suplimentare? Nu, așa cum este formulată ordonanța, se transferă o parte din veniturile din rovinietă care merg la CNAIR, la vechea companie. Avem o problemă de nume aici, da, că sunt foarte asemănătoare. Pe măsură ce sunt angajați în partea cealaltă, se transferă o parte din rovinietă, astfel încât nu creăm o nouă structură în statul român care să consume bani. În comisie vi s-a reproșat faptul că nu aveți studii în domeniu pentru a prelua acest portofoliu. Ce le răspundeți reprezentanților opoziției? De 8 ani de zile am activat în domeniul monitorizării infrastructurii de transport. Am fost consilier de stat pe domeniul infrastructurii în 2016 în guvernul tehnocrat. De 4 ani de zile sunt în Comisia de Transporturi în Camera Deputaților, dar dincolo de asta sunt pasionat și autodidact de domeniu. Dacă vreau, domnii în comisie, puteam să vorbim și despre grinzi, buraje, piloți, încărcări statice și alte lucruri, dar nu cred că asta este neapărat rolul ministrului. Poate mă va ajuta în activitatea mea că înțeleg și detaliile tehnice, dar în primul rând cred că ministrul trebuie să fie un manager bun care să formeze echipe care să poată livra, că nu depinde de un singur om. Asta e o legendă cu făt frumos. E important să, și aici fac un apel către oamenii buni, profesioniști care acum nu sunt în administrația publică și către cei care sunt și nu sunt valorizați așa cum trebuie, să aibă încredere în mine și să vină alături de mine. Un subiect dureros în România, autostrada Comarnic-Brașov. Cum o vedeți finalizată, dacă o vedeți finalizată? Da, nu, e absolut necesar să fie construită această autostradă. N-am fost întrebat în comisie, vă mulțumesc pentru întrebare. Problema cu foarte multe din aceste subiecte dureroase este că dacă ne uităm în urmă cu 5, 10 sau 15 ani, eram în același loc, adică nu s-a întâmplat ceva între timp. Pentru a realiza autostrada Comarnic-Brașov avem nevoie de un proiect solid la bază. În momentul de față avem un studiu care e la un nivel de studiu de prefezabilitate, niște planșe, cu alte cuvinte. Avem nevoie de studii geotehnice, de proiectul solid cu viaductele, cu tunelurile, ca să o putem scoate la licitație. Fonduri europene există, nu e o problemă de finanțare în momentul de față. E o prioritate pentru mine, sunt niște proceduri care sunt în curs acum de revizuire, studii fezabilitate. Nu mi-a plăcut că a fost depus o singură ofertă. Am spus și în comisie la altă altă întrebare. Dacă avem licitații care au o singură ofertă, de obicei înseamnă că nu a fost bine făcută acea licitație și firmele private nu riscă să intre în ea. Compania de drumuri a scos la licitație în vară centura Comarnic, 5 km la profil de autostradă, pe studiul de fezabilitate din 2006 și acum se vede practic nevoită să reia licitația pentru că nu corespunde exigențelor Comisiei Europene. Și nu este singurul exemplu de acest fel. Da, știu. Cunosc această situație, printre altele construind acei kilometri, 5 km în acel fel în care au fost licitați, înseamnă că alternativa de traseu, așa cum a fost gândită, de exemplu, în 2013 pe sus, prin versantul Baiului, nu mai poate fi făcută, odată ce e construită autostrada jos în Albie. Da, e parte din reevaluarea acestui proiect pe care vreau să o facem. Unul dintre cele mai bune lucruri care începuse la un moment dat era acel proiect cu Banca Mondială, care, din păcate, la o schimbare de guvern a fost frânat și ne-am pierdut și credibilitatea cu acea instituție. E o prioritate absolută pentru mine această autostradă, ca și celelalte treceri montane, durerile noastre. Mergeți mai departe. Traversăm Carpații pe autostradă? Prima. Nu pot să vă răspund la întrebarea asta acum. Am primit și în comisie, știu, și urmează câți kilometri de autostradă o să fie anul ăsta și câți kilometri pe următorii 5 ani. Și câți? Dacă vreți, pot să vă răspund și tehnic la întrebarea asta. Sunt 4 sectoare care ar avea șanse de a fi finalizate anul acesta. E vorba de Sebeșul, dar lotul 2, care ar trebui totuși 100% să se finalizeze. Sunt 24 de kilometri acolo. E vorba de 5 km la Târgu Mureș, Ungheni, plus încă 5 km de drum de legătură, deci 10 am putea considera, care sunt foarte avansat și ar trebui să fie finalizați. Și apoi mai e în discuție Craiova-Pitești, acel lot din zona Balș-Slatina. Acolo sunt 40, dar trebuie să am o discuție la companie. Întrebarea este cât de eficienți suntem în implementare și cât de rapid putem să atingem acest obiectiv. Fără dar și poate, singura soluție pentru a depăși această criză a depozitelor de deșeuri este să susținem economia circulară, să facem reciclare, astfel încât să nu mai punem presiune pe depozitele de deșeuri. Avem și o problemă, calitatea aerului. Dacă ne puteți spune ce măsuri veți lua în zona aceasta pentru a îmbunătăți și viața de zi cu zi a tuturor cetățenilor? Administrativ vorbind, avem obligație de a crește numărul de stații de măsurare și de monitorizare. Și aici agențiile din subordinea Ministerului trebuie să fie mult mai eficiente, să realizăm acel obiectiv și să nu mai avem aceste puneri în întârziere și să nu mai avem riscuri de infringement. Calitatea aerului însă nu poate fi îmbunătățită de Ministerul Mediului, ci de viața noastră care trebuie să se schimbe, de atitudinea noastră, de comportamentul nostru, de modul în care trăim. Trebuie să construim piste de biciclete, trebuie să folosim mai mult mijloace alternative prin care ajungem din punctul A în punctul B și trebuie să reducem această presiune pe care o generăm tot noi asupra aerului, asupra mediului înconjurător. Ok. Legat de infringement, că tot s-a dus în discuție. Lista este una extrem de lungă. Nu există domeniu unde astăzi România să nu se confruntă cu acest pericol de infringement. Unele pot fi rezolvate prin o simplă comunicare mai bună cu Comisia Europeană, pentru că unele sunt chiar pe chestiuni simple relativ de comunicare. Altele sunt chestiuni administrative, cum este, de exemplu, creșterea numărului de stații de măsurare și de monitorizare. Celelalte pot fi rezolvate doar prin intervenție promptă a statului, unde depozitele nu sunt închise și nu găsim soluție la nivel local, la nivelul societăților care sunt proprietari pe aceste depozite. Trebuie să intervină statul, iar unele infringementuri doar prin schimbarea atitudinii și mentalității și prin reducerea cantității de deșeuri care sunt generate din viața noastră de zi cu zi. Ați menționat mai înainte că este nevoie de piste de biciclete și de noi stații. Pentru asta este nevoie, în primul rând, de bani. De unde bani? Cât vă propuneți anul acesta să investiți în domeniul calității de zi cu zi? Fără să vă dau cifre, pot să vă spun că nu am avut o situație atât de favorabilă niciodată din acest punct de vedere. Programul de reziliență, programul de investiții din fonduri publice naționale, veniturile private ale acestor entități din subordinea Ministerului ne dau o perspectivă mult mai bună decât în perioadele anterioare. Depinde doar de noi dacă găsim proiectele bune, dacă știm să le implementăm și dacă suntem suficient de eficienți pentru a face absorpție în privința banilor publici. Programul de guvernare prevede continuarea programelor RABLA pentru autoturisme, de exemplu, dar și îmbunătățirea lor. Asta înseamnă cumva și o schimbare a valorii voucherului acordat? Putem discuta în practic orice soluție de îmbunătățire, inclusiv creșterea valorii, putem discuta despre programe noi. S-a ridicat problema RABLA pentru agricultură în Comisia de Mediu astăzi la audieri. Trebuie să diversificăm aceste programe și trebuie să aducem sprijin financiar, bugetar, consistent. Pentru proiecte mari de autostrăzi, de drumuri. Sper că nu ne mai întoarcem niciodată, că plătim contractele la timp și că avem o abordare contractualistă a Ministerului Transportului și a Ministerului Finanțelor. Întrebam și pentru că pentru sănătate, pentru educație s-au fixat niște ținte din PIB pentru buget. Este o țintă în programul de guvernare și ați văzut-o, 2% din PIB pentru transporturi. Cred că această țintă este pusă acolo pe 10 ani, că am vorbit de o decadă, lucrurile se întâmplă și este o medie pe acea țintă. Până la urmă și dacă ai aloca foarte mulți bani și am avut situația asta în foarte mulți ani, se cheltuie jumătate din ei. Important este acum să avem totul finanțat, să niciodată un proiect mare de la Ministerul Transporturilor să nu se oprească din lipsă de bani. Cum veți lucra cu primarul general? Cum veți lucra cu primarul general și când vom avea și noi transport integrat metrou, CFR și RATB în zona capitalei, inclusiv inelul feroviar al capitalei, astfel încât transportul în comun să fie încurajat în detrimentul celui auto, pentru că e un proiect din punct de vedere al metroului. Vreau să lucrez bine cu primarul general al capitalei. Am fost colegi o vreme și îmi doresc ca toate aceste proiecte pentru capitală care ajută, după mine, și vă dau exemple concrete, cele două inele de centură, așa cum sunt finanțate cu fonduri europene și la metrou, vreau să zic că este foarte, foarte importantă și o să pun accent pe asta, linia M5 de metrou, continuarea ei. Deocamdată avem doar un capăt, cel din drumul Taberei. Trebuie să meargă din drumul Taberei, de la Eroilor, în fine, până la Universitate, de la Universitate la Iancului și apoi mai departe. În vedere continuarea acestui proiect? Absolut. Și cred că e un mare păcat că în ultimii 10 ani n-a fost făcut asta, pentru că acea linie est-vest a Bucureștiului ar avea un efect mai mare de decongestionare decât foarte multe alte proiecte care sunt vânturate în spațiu public. Biletul unic, transport. Cât ne bazăm pe fonduri europene, domnule ministru, pentru aceste proiecte mari de infrastructură? Mult. Ne bazăm pe fonduri europene, ne bazăm deja de 10-15 ani pe fonduri europene foarte mult, acum ne bazăm și pe acelea din planul de redresare, din PNRR, în fine, are un nume nu foarte comunicabil, dar acei bani cu care trebuie să ieșim din situația asta grea creată de pandemie, mi se pare că ce a făcut Comisia Europeană acolo e o chestie extraordinară și va trebui să ne asigurăm că nu facem iarăși o mega birocrație și pe acești bani. Mă bucur că ministrul de semnat este... Cătălin Drulă, ministrul propus pentru transporturi, aviz pozitiv. L-ați ascultat în fereastră, l-ați văzut de altfel și l-ați ascultat între timp și pe Tanțoș Barna, ministrul propus pentru Ministerul Mediului. Și înțelegem că s-a încheiat votul și pentru Ministerul Sănătății. Vlad Voiculescu, 20 de voturi pentru, împotrivă 2 voturi și 3 abțineri. Așadar, aviz pozitiv și pentru Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății. Mai sunt 2 comisii acum în desfășurare, mai exact pentru Ministerul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare audiat în continuare, și la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, ministrul propus este Ciprian Teleman. Urmăriți acum ce se întâmplă. În continuare suntem cu ochii pe Parlament și pe comisiile de specialitate. Cred că în partea dreaptă a ecranului sunt imagini în așteptare de la Comisia de Sănătate. Ministrul Sănătății propus acolo este Vlad Voiculescu. Declarații în foarte scurt timp le vom transmite și noi în direct. Revenim.